Mai puțin de o lună a rămas până când românii vor primi pensiile majorate. Este vorba despre indexarea de 13,8% cu rata inflației pentru toți pensionarii. De săptămâna viitoare, Casa Națională de Pensii începe și tipărirea noilor cupoane care conțin majorările, a anunțat directorul instituției, Daniel Baciu, la Antena 3 CNN. Schimbările majore vor veni din luna septembrie anului viitor, odată cu recalcularea. Sunt pensionari care vor beneficia de creșteri de peste 70% în bani, asta înseamnă undeva între 1500 și 2000 de lei în plus pentru bunici. Casa Națională de Pensii se pregătește pentru creșterile de pensii de la 1 ianuarie. De săptămâna viitoare începe tipărirea cupoanelor cu noile sume. Toate pensiile vor fi majorate cu 13,8%. Valoarea punctului de pensie va crește de la 1785 de lei la 2032 de lei. De această majorare vor beneficia toți pensionarii sistemului public de pensii. Creșteri de peste 70% vor veni însă pentru o parte dintre pensionari din luna septembrie anului viitor. Noua formulă de calcul, bazată pe numărul de puncte realizat de fiecare beneficiar potrivit principiului contributivității, va aduce bani semnificativ pentru cei care au stat mai mult în câmpul muncii. Recalcularea va începe când se va termina digitalizarea dosarelor de pensie, care a ajuns la peste 95%, potrivit șefului CNPP. Avem un exemplu aici în față, care a avut un stagiu de cotizare contributiv de 37 de ani. În momentul de față are o pensie în plată, vorbim de luna decembrie, de 2257 de lei. La data de 1 ianuarie 2024, când avem acea indexare de 13,8%, pensia va fi majorată de la 2257 de lei la 2569 de lei, începând cu data de 1 septembrie, rezultând o pensie de 3873 de lei, care în cazul acesta este o creștere de 71,6% decât privește în prezent respectivul pensionar. Analiștii economici atrag atenția că majorările vor fi înghițite rapid de scumpiri. Prețurile în 2024 vor continua să crească. Faptul că se temporează inflația nu înseamnă că câștigurile noastre vor arăta mai bine. Dimpotrivă, prețurile vor continua să crească, poate mai puțin decât în prezent, dar puterea noastră de cumpărare se va reduce. Iar cei mai afectați de această situație sunt și cum pensionarii, care au pensii undeva până în 1800-2000 de lei. Nici pensionarii nu au așteptări prea mari. După o parte din sistemul care nu a fost favorizat la creșterile în ultimii ani. Cam cât ați avea nevoie? 700 de lei plus. Dacă această creștere nu va fi însoțită de o reducere drastică a prețurilor și să se umble acolo unde este punctul nevralgic, de acolo de unde se generează aceste creșteri, energia, gazele și așa mai departe, poate să mărească cu oricât. Tot jumătate vom lua din ceea ce luam acum un an. În România sunt în prezent aproape 5 milioane de pensionari.